Doamnelor și domnilor, numele meu este Alexandru și astăzi avem o ediție specială. Voi, favorul meu, personalizat, ne va pune întrebări și voi da start întrebări. Care este animalul tău preferat, Watkins? Animalul meu preferat, Watkins, este cățelușul Husky. Este o rasă atât de frumoasă. Următoare. Ai vrea un animal, Watkins? Deja am. Este Bodo, scuze. Ce animal, Watkins, ți-ai mai dori? Mi-aș mai dori un hamster. Cât a costat animalul tău? 56 de lei. Wow, cam mult. Deci vorbim serios acum. Ce îți place la el? Păi că este pufos. Foarte pufos. Și numea Watkins, cei care sunt mai pufoși au niște chestii speciale. Deci, e bun într-un fel. Dar ce știe să facă? Păi știe să se joace cu prietenii, este un campion, participă la arena de întrece. Care este mâncarea lui favorită? Mâncarea de campion. Are picioare. Are o hrană specială, mai specială ca a celorlalți? Da, are o hrană, numită hrana campionilor, care costă 25 de kings cash. Este membru de lux? Nu. Bun. Dacă nu ai vrea să fie... Să scrie! Dacă n-ai vrea să fie. Dacă aș vrea să fie. Normal că aș vrea să fie, pentru că aș debloca mai multe jocuri și haine și... Tot, multe. Mai înormitate. Da, următoare. Următoare. Deci, ce animal nu te crezi că ar trebui să mai aibă Watkins? Niște pești de ăștia mai curcubeu, spre exemplu, animalul Zoom Here sunt la modul standard. Ar trebui să fie mai colorați, mai frumoși, mai vii. Cât de animăluțe ai? Unul. Cam puțin, da? O să-mi iau curând. Așa. Cât de mult îți plac hamsterii? Sunt foarte frumoși și plus că au o lume specială 3D, în care e super tare. No. Următoare. Știai că hamsterii au o lume specială? Da, chiar v-am spus de asta. Da. Da, și acestea au fost întrebările, domnilor și domnilor, numele meu este Alexandru. La revedere. Iar numele meu este Catalina. Da.